PSD a câștigat alegerile parlamentare la nivelul județului Călăraș, obținând un procent de peste 44%. Astfel, de la PSD vor merge în Parlament doi deputați, Dumitru Coarnă și Constantin Bârcă, și un senator, în persoana lui Nicușor Cionoiu. Președintele PSD Călăraș, Vasile Iliuță, a mulțumit călărășenilor pentru voturile acordate. Suntem astăzi în postura de a spune avem doi deputați și un senator. Acești deputați, e vorba de Dumitru Coarnă, Constantin Bârcă și Nicușor Cionoiu la Senat. A fost o campanie destul de grea. Avem după o campanie de la locale, ne-am trezit în campania și pre-campania parlamentarilor, dar cu toate astea echipa PSD Călăraș a demonstrat că poate, a demonstrat că e învingătoare și acest câștig de la Călăraș astăzi e un câștig, un câștig muncit, e un câștig care ne dă multe responsabilități, responsabilitatea de a continua proiectele începute la Călăraș și cu parlamentarii astăzi aleși. Suntem o echipă mai puternică, suntem o echipă mai determinată ca să continuăm și să aducem mai multe proiecte pe care Călărașul le poate dezvolta împreună cu parlamentarii aleși. Aici nu se putea face fără echipa municipiului Călăraș. Marius Dulce, mulțumesc mult pentru implicare. Marius, ca primar al municipiului Călăraș, cred că acest câștig e un câștig măreț. Câștig la preluarea funcției de primar de pe 27 septembrie. Astăzi e primul examen în care și eu și tu le-am trecut cu bine în fața călărășenilor și în fața organizației naționale. Ce pot să spui? În primul rând, vreau să mulțumesc călărășenilor. Vreau să le mulțumesc pentru că el, pentru Sfântul Nicolae, au reușit să plece de lângă familie câteva momente și să meargă la vot. Pentru asta îi respect, pentru asta le sunt dator și împreună cu Consiliul Județean, cu parlamentarii, cu siguranță vom face ceva cu Sfântul Călăraș. Să aveți încredere în noi, pentru că nu dezamăgim. Da. Mulțumesc, domnule Marius Dulce, primar al municipiului Călăraș. Acum, cei doi care avem lângă noi și o luăm cu cea mai mică funcție, adică mică ca reprezentare în Parlament, deputatul Costel Bârcă, câteva cuvinte, te rog frumos. Bună ziua tuturor! Vreau să vă mulțumesc, dragi călărășeni, pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Vreau să vă spun că acest vot mă onorează, dar în același timp mă și obligă să fac tot ceea ce împreună cu colegii mei am promis, și anume să reușim să aducem fonduri europene la Călăraș și să facem ca viața locuitorilor județului Călăraș să fie mai bună. Sigur, rezultatul pe care l-am obținut la alegerile parlamentare a demonstrat încă o dată că suntem o echipă puternică. Practic, am reconfirmat votul pe care l-am luat la alegerile locale. Vă mulțumesc tuturor. Sper să aveți încredere în noi. Vom face ceea ce am promis. Mulțumesc. Mulțumesc, Costel. În ce orice senator al Călărașului. Bună ziua. Vreau să vă spun că victoria de ieri a Partidului Social Democrat este victoria călărășenilor. Totodată vreau să le mulțumesc tuturor călărășenilor care au ieșit la vot. Și aș vrea, înainte de toate, să vă gândiți că această victorie se datorează unei echipe. Eu sunt, să spun, un proaspăt membru al acestei echipe și mă bucur că fac parte din ea. Dar, în același timp, îmi dau seama că tot ceea ce am promis noi trebuie să înfăptuim. Asigur, în acest moment, că noi, asigur călărășenii, că noi cei care vom pleca în Parlament, împreună cu cei care vor rămâne aici, cei de la Consiliul Județean și cei de la primărie, vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru realizarea acestor promisiuni. Să aveți încredere în noi, pentru că înainte de toate, să știți că nu am folosit doar vorbe goale și dorim cu toții să această schimbare pe care am elogiat-o în campanie electorală, să știți că va exista. Am terminat acum campania, haideți să trecem la pământ, haideți să muncim. Vă mulțumesc încă o dată că ați participat la urmă. Mulțumesc, Cionoiu, senator al județului Călăraș. Și acum, în încheiere, domnule secretar general, răspunderea cu mobilizarea a avut ce a fost mai greu în această campanie. Bună
Dumnezeu, vă spun și eu, și vreau să felicit întreaga organizație pentru toată munca depusă din mai și până ieri. Întreaga organizație a fost mobilizată și vreau să ne felicităm și, să spun așa, organizația care a înțeles în urmă cu ceva timp să facem această alianță, fuziune cu Vesel Miți și domnul președinte a înțeles să vină către PSD cu o serie de primari și asta am demonstrat-o la locale, ne-am situat în alegerile locale în poziția de câștigători, am câștigat în 27 de localități, ne-am situat pe locul 5 la nivel național și am reconfirmat la aceste alegeri parlamentare, chiar dacă într-o situație dificilă, ne-am mobilizat electoratul și am demonstrat că ce s-a întâmplat la alegerile locale n-a fost întâmplător și am reconfirmat la aceste alegeri că suntem și vom fi pe primul rând în județul Călăraș. Încă o dată felicitări pentru cei care astăzi sau două, trei zile o să obțină mandatele. Sper în toată inima să se bată pentru Călăraș, să nu uite promisiunile pe care le-am făcut în campania electorală și să dea Dumnezeu să fim în situația în care se face și guvernul, ca să ducem la depinde toate promisiunile pe care le-am făcut în campania. Eu vă mulțumesc și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule secretar general. Întrebări. Domnule președinte, sunteți locul 2 pe țară? La momentul ăsta, da. Știu că locul primul loc este locul cu 60%, pe locul 2 Călărașul cu 45%, pe locul 3 Brăila cu 44%. Și a doua chestiune, cum comentați că pe vot politic ați bătut modelul Oltenița, Lipiu, foarte aproape de Bocea și de Dragalima? Cred că aici a fost un vot politic, un vot politic al echipei. Cei mai buni candidați propuși cetățenilor județului Călăraș și propuși în aceste administrații unde sunt câștigate de către liberali. Da, a fost vot politic pentru candidații, cei mai buni candidați pe care noi i-am propus au fost incomparabil mai buni decât ce au propus Partidul Național Liberal. Sunteți mulțumit de rezultatul pe care l-ați obținut? Ne așteptăm la un rezultat mai bun. Ne-am bătut pentru un rezultat de peste 65%. Avem un scor de 45%, cu 20% mai puțin. Asta a fost voința cetățenilor, noi trebuie să o respectăm și să ne dăm seama că și o zi destul de complicată, Sfântul Nicolae a schimbat totuși datele problemei și cetățenii au venit la urmă. Asta de Sfântul Nicolae să fie cauza absenței scăzute extrem de scăzute? Nu, unul din factorii care au dus la neparticipare la vot, pe care cu toți am constatat, a fost un 27% prezență la vot la orele 19, imaginați-vă că de acolo creșterea a fost foarte mică. Cum comentați rezultatul scăzut al PNL-ului la acest timp și surpriza aur? Da, o mare surpriză aur. Surpriza noastră, ne așteptam la Pro-România să ia un scor mai mare. Scorul lui nu e, n-a depășit 5% la final acum, după ce am făcut numărătoarea. E un scor surprinzător pentru noi, un partid fără structură, un partid care a venit și a făcut decât reclamă prin online, reușește să ia un scor foarte mare, 9% la Călăraș. Deci e mult pentru mine, ca om politic care totuși a activat în alte formațiuni politice unde s-a muncit în echipă, aici o formațiune a desemnat niște candidați și uitați că la momentul ăsta are și deja cel puțin văzut pe statistică, are deja un deputat de Călăraș. Și rezultatul PNR-ului? Rezultatul PNR-ului e rezultat pe măsura echipei și ceea ce au putut să facă acum, în momentul ăsta, după pierderea alegerilor din 27 septembrie. Dacă tot a trecut campanie electorală, să nu fie 2000 de a postat pe Facebook, cum că dumneavoastră ați fi fost beneficiar indicațiilor când s-a deschivat triunghiul. Dar n-am pronunțat numele, dar am înțeles că dumneavoastră sunteți beneficiari și că ați făcut ceva aranjament în sensul ăsta. Călărășenii sunt beneficiari, ei nu sunt beneficiari. Amenajarea sistemului de irigații din Călăraș e un proiect al Partidului Social Democrat când eram parlamentar și eu și tot ce s-a decis acolo s-a decis că treapta întâi și treapta a doua să intre într-un program național de reparație. Nu puteam eu să influențez programul național. Așa că domnul Victor Dumitru încearcă să găsească scuze de pierderea alegerilor. Trebuie să-și asume
munca în echipă și să arate că putea să facă mai mult decât a făcut până acum pentru județul Călăraș. Domnia asta, cred că dacă e capabil, cred că și oprește lucrările la modernizarea sistemului de irigații, că așa e construit domnia asta. Mai puțin dornic de bine, mai dornic de a arăta cine e vinovat, de ce nu poate eu, din cauza lui Luță. Dacă poate, să arate că poate. Domnule președinte, cu ce partide considerați că ar putea colabora Partidul Social Democrat în viitoarea coaliție guvernamentală și pe plan local, cum ați colaborat cu dumneavoastră? Cu toate. Deci dacă noi suntem aici pe votul cetățenilor, trebuie să înțelegem că nu am venit să facem selecții. Din momentul ăsta luptele politice au încetat, din momentul ăsta sunt proiectele care le-am promis călărășenilor, inclusiv proiectele pe care le propune opoziția. Noi suntem dispuși să le punem în practică pentru că cetățeanul și-a dorit, nu scandal, nu ceartă, ce facem ca împreună să ducem la bun sfârșit și proiectele opoziției, dacă e nevoie, noi ne aplicăm asupra lor și le promovăm și pe ele. Am o întrebare pentru locul ciului, pentru că domnul este un om politic. Cum au văzut competitorii politici și clasa politică generală din Călăraș în această campanie electorală? Dacă mă întrebați pe mine, să știți că eu nu am făcut o analiză a acelui oponent, să spun așa. Eu mi-am făcut treaba mea, eu am muncit pentru mine. Am încercat să fac ceea ce este mai bine, eu, gândindu-mă că ceea ce promit, trebuie să fac. Nu am făcut niciodată o comparație și nu am uitat niciodată într-o pe altuia și nu am gândit niciodată, cum a spus și domnul președinte, interesul meu este să rezolv mare parte din problemele care sunt în Călăraș. Nu am probleme în momentul acesta cu ceea ce s-a întâmplat în partea cealaltă a partidului. Este problema dânșilor. Dacă am fost câștigători, înseamnă că noi am acționat în bine. Dacă dânșii nu au făcut ce trebuie, trebuie să-și facă dânșii analiză. Cu Parlamentul ne zbate cu ei, cu opoziție. Nu ne bate cu nimeni. Noi, Parlament, trebuie să înțelegem că și noi și ei suntem călărășeni. Eu nu mă duc acolo ca să fac un război cu cineva. Dânșii, înainte de toate, sunt colegii noștri. Acești colegi provin și ei din anumite structuri. Dacă acești colegi înțeleg că sunt călărășeni, este ok. Noi ne ducem ca să ajutăm orașul și județul. Nu există ca să eu niciodată nu să opresc o decizie favorabilă pentru județul meu dacă ea pleacă de la un partid de opoziție sau de la un partid de guvernământ. M-am dus acolo ca să fac treabă.